Două mine din Sălaj au intrat în programul național de evaluare a exploatărilor miniere care ar putea fi redeschise. Minele de la Zăghid 1 și Zăghid 2 sunt trecute pe lista exploatărilor miniere care ar putea fi considerate viabile, a anunțat ministrul economiei Lucian Bode. Sunt două exploatări miniere care în acest moment sunt în programul companiei Converse Min. Este vorba de Zăghid 1, Zăghid 2. Totodată suntem într-un proces de evaluare a tot ce înseamnă exploatări miniere care, în opinia noastră, pot fi considerate viabile. Lucian Bode a dat exemplu județul Maramureș, unde din minele închise în 2007, 5 ar putea fi deschise din nou. La nivel național, săptămâna trecută am participat tot așa într-o vizită de lucru în județul Maramureș, unde din cele 69 de exploatări miniere închise începând cu 2007, am identificat 5 exploatări miniere care ar putea fi viabilizate și care ar putea automat genera locuri de muncă. Am în vedere acest aspect și la nivelul județului Sălaj, sigur, cu respectarea legislației.